Lucrările de întreținere și reabilitare parțială a podurilor de pe raza județului Olt, situate pe traseul Craiova-Pitești, au fost demarcate la urgență ca urmare a numeroaselor sesizări ale șoferilor nervoși de starea căilor de rulare. Circulația a fost limitată pentru fiecare dintre lucrări doar pe parcursul unei zile. În cazul lucrărilor la cele două poduri de la Balș s-a impus devierea circulației pe o rută ocolitoare. Pentru că șoferii care veneau dinspre Pitești au fost deviați pe o rută ocolitoare de la Găneasa, care presupunea parcurgerea a circa 50 de kilometri în plus, s-a creat o stare tensionată între participanții la trafic și forțele de ordine prezente în punctele cheie de pe traseu. 5 km pe oră. Și de cât timp stați aici? 2 ore de la Spinen de acolo, 2 ore, sunt 3 km, 2 km jumate, 2 ore fără 5 minute, uite. În mod normal, în cât timp ar fi trebuit să treceți? 4 minute. Deci de la un cap la altul 5-6 minute se face Balș. Și unde vreți să ajungeți? La Slatina. De aproximativ 2 ore. Și unde voia să ajungeți? O, la București. Cu ce viteză ați reușit să mergeți? În ultimele 2 ore, nu știu, am mișcat câteva sute de metri. De vreo 2 ore jumate, ni se termină pauze, ni se termină tot. Mai rezistați? N-avem un control. Lucrările de reparații la podul de peste Pârâul Corneș de la Găneasa au îngreunat și ele circulația pe traseul ce leagă Craiova de Slatina. În zonă s-a circulat alternativ. Șoferii care s-au grăbit au putut opta pentru ruta ocolitoare stabilită de reprezentanții Poliției Rutiere Olt, mai lungă cu câțiva zeci de kilometri, DN64 Piatra Olt, Brâncoveni, Șopârlița, Pârșcoveni, Balș. După lucrările la podul de peste Pârâul Corneș, muncitorii de la drumul și-au continuat seria de astfel de lucrări la podurile de pe raza comunilor Optaș, Măgura și Colonești. Am crezut și am considerat atunci că traficul este mai lejer. Într-adevăr, așa a fost în preanumite ore. Lucrurile au constat în reparații asfaltice, mai ales în zona podurilor, zone care erau puternic degradate și pe acele zone aveam destule reclamații de fiecare dată. Dar vor fi executate și în calea de rulare, în aliniament, în perioada următoare. În special, v-am menționat pe DN65 și DN6. În perioada următoare, drumarii vor mai efectua lucrări pe sectoarele de drumuri naționale de pe raza județului Olt. Ele vor fi demarcate după ce se va primi undă verde de la Poliția Rutieră.